Sorin Rosu liniere Casetenescu, noi dovezi în scandalul momentului, egalitatea de anse dintre doamna și domnul Coldea analiz, foto. În această zi dramatic în dimensiunea ei biblic, îmi face plăcere deosebit să semnalez ce există în România un mare număr de cupluri perfect echilibrate. Între acestea, faimoasa pereche Coldea. În ceea ce îi privește, egalitatea de anse a triumfat. Pe bani europeni. Ceea ce Coldea a luat dintr-o parte un exemplu concludent de Sebastian Ghi, doamna Ioana Dorina Coldea a luat din alt parte. La fel de consistent. În opera Iunea Start. Este numele de cod al unui proiect mult timp strict secret, derulat într-o locaie strict secret a SRI, Institutul de Tehnologii Avansate, iniat de Florian Coldea. Obiectivul vizat, atragerea în câmpul tactic a unui număr uriaș de procurori și judectori, prin metoda panică organizării unor tabere de instruire a acestora. Care s-au dovedit a fi poligoane de dresaj. De dresaj și subordonarea justiției. Opera Iunea a costat sume uriașe de bani, iar Coldea a găsit soluția. Bani europeni derulai prin Ministerul Muncii. Forma unui proiect a unor bani dai departamentului pentru egalitatea de anse între femei și bărbați. Egalitatea de anse s-a produs. Doamna Ioana Dorina Coldea, ofițer superior SRI, cei mai mulți atribuindu-i gradul de general, și conductor al departamentului de psihologie, a devenit peste noapte profesor al judectorilor și procurorilor, într-un program organizat de SRI prin intermediul unității sale militare, numit Academia Națională de Informații Mihai Viteazul. A primit doamna Coldea numai puin de 11.000 de euro și avem în acest sens două dovezi. Una nenumăratele ordine de plati chiar declara ea de avere din 2016 a lui Florian Coldea, în care este atestat acest lucru. Postez un număr cred suficient de mare de asemenea ordine de plati. Ca să nu se mai îndoiască nimeni de afirmațiile mele. Alte 40.000 de euro au fost cheltuite cu ofierii SRI care au participat la opera de dresaj a procurilor și judectorilor. Interesant ce, printre acetia, am găsit patru azii publici ai revistei Inteligențe a Serviciului Român de Informații. Antonio Marius Rebega, Bercaru Marius Nicolae Sava Sorin George. Lecturi pe lecut. Postez dovezile. Numere cu ghinion. Pentru cine? Un comentariu de Sorin Roca Setenescu, jurnalist.